Salutare tuturor și bun găsit la un nou episod din Unghiurile, Endodontie cu Pasiune. Discutăm astăzi despre un micromotor care cu siguranță vă interesează. De unde știm lucrul ăsta? Pentru că încă după primul episod al Unghiurile, Endodontie cu Pasiune ne-ați întrebat insistent despre el. Este vorba despre micromotorul celor de la Eighteeth, și anume E-Connect S. Un micromotor care a schimbat lumea endodontică în ultima perioadă, revoluționând conceptul de mișcare reciprocantă. Împreună astăzi trebuie să vedem dacă acest dispozitiv este cel care vă trebuie în cabinetul de medicină dentară, dar mai ales cel care vă poate ajuta pe parcursul activităților endodontice cotidiene. Dacă este sau nu alegerea potrivită, vom vedea în cele ce urmează. Haideți, Mati, să vedem ce se află în cutie. Micromotorul meu din ultimele 3 săptămâni. A fost o plăcere să lucrez cu el și pot spune că am fost plăcut impresionat de tot ceea ce a putut să îmi ofere. Asta este cutia. Nimica deosebit. Nu e o cutie care să inspire în niciun caz un produs premium, dar credeți-mă pe cuvânt, chiar este un produs care merită. Avem logo-ul producătorului, site-ul acestuia, imaginea cu micromotorul. În rest, pe lateralele cutiei nu găsiți foarte multe detalii. Ceea ce mai este de notat este faptul că pe spate aveți data la care produsul acesta a fost manufacturat. Trecem și la conținutul acestui ambalaj. Mai întâi îndepărtăm capacul, tragem ușor în sus de el și îl poziționăm aici și găsim manualul. Manualul este foarte important în contextul în care sunteți începători sau poate nu ați lucrat în trecut cu un micromotor endodontic, vă recomand să lecturați aceste pagini. Cu siguranță vă vor aduce informații utile care vă vor ajuta să înțelegeți mai bine care sunt limitele acestui dispozitiv. Mai găsim de asemenea aici și certificatul de calitate. Acesta este un produs care a fost testat, ca urmare l-a fost pus către vânzare doar după ce a fost validat ca fiind un produs ce îndeplinește toate caracteristicile care sunt specificate aici în manual. Avem acest burete care ne protejează conținutul cutiei, pe care dacă îl îndepărtăm vom găsi micromotorul nostru. Piesa se află aici și ceea ce este surprinzător, faptul că nu este acoperită niciun fel. Sincer, m-aș fi așteptat să găsesc o protecție din plastic sau ceva care să protejeze în momentul când o scoatem din ambalaj. Ba, se pare că nu este cazul. O punem momentan deoparte. Capul micromotorului se află în ambalajul acesta din plastic. Se poate îndepărta foarte ușor, în felul acesta. Discutăm imediat și despre cum anume montăm acest cap. Iar lucrul care, sincer, vă spun că nu mi-a plăcut în niciun fel în cadrul acestui ambalaj este modul în care este pregătită baza. Haideți să vă arăt pe ce e vorba. Dacă vedeți aici, scoatem această pungă și asta este modul de ambalare. Acum, îmi vine foarte greu să înțeleg de ce anume n-au putut găsi un mod mai interesant sau un mod mai plăcut de ambala decât această pungă absolut oribilă. Baza, în schimb, este cât se poate de elegantă. Avem un alb lucios, avem aceste stopări din silicon care vă ajută în momentul când poziționați baza să nu alunece stânga-dreapta. Continuăm explorarea cutiei și vedem că aici găsim file clipurile. Sunt sigur că deja știați că acest dispozitiv are atât o funcție de micromotor endodontic cât și de apex locator. E foarte interesant întrucât micromotorul poate fi folosit ca apex locator individual sau ca micromotor endodontic individual, dar puteți folosi și cele două funcții simultan. Dacă acest lucru vă ajută sau nu în practica cotidiană, vom vedea în cele ce urmează. Sub lip clipuri găsim dispozitivul necesar pentru utilizarea apex locatorului, și anume cablul care vă permite montarea file clipului. File clipul se montează în suportul negru, cât și a lip clipului care se montează în suportul alb. Lip clipurile le găsiți aici, aveți două la număr. Iar sub aceste lip clipuri găsim această protecție interesantă din silicon.
Ea este utilă și o să vă arăt în cele ce urmează de ce. Vă spun doar că utilitatea ei se regăsește atunci când veți dori să folosiți acest micromotor cu funcția de apex locator într-un mod simultan. Avem adaptorul pentru uleiere, foarte important să uleați acest micromotor după fiecare utilizare, altfel sigur că da, o să vă dați seama la un moment dat că el nu mai funcționează și nu veți ști de ce. Și nu în ultimul rând, găsim și încărcătorul. Îmi place mult încărcătorul, este unul redus ca dimensiune, îl puteți depozita ușor, avem desigur adaptorul pentru Uniunea Europeană, montează foarte simplu, îl puneți la încărcat și sunteți gata de drum. Și cam atât, cam asta este tot conținutul cutiei. Nu mai găsi nimic aici, deși poate v-ați aștepta să mai vedeți ceva. V-am tot explicat că acest dispozitiv poate fi folosit atât ca micromotor endodontic, dar și ca apex locator. Și atunci, evident, întrebarea este de unde știu eu că apex locatorul meu este calibrat? Păi, avem acele dispozitive de verificare a calibrării apex locatorului, nu? Ori de câte ori cumpărați un apex locator, găsiți în interiorul unei astfel de cutii acel dispozitiv. Ei bine, în această cutie lipsește. El există, pentru că dacă ne uităm la primele pagini ale manualului de utilizare, găsim conținutul pachetului, cel pe care l-am discutat împreună acum, dar și faptul că aveți o serie de opționale. Ei, printre aceste opționale se numește testerul de apex. Din punctul meu de vedere, ăsta este un mare minus, pentru că eu aș vrea ca acest tester de apex să fie în conținutul pachetului meu, întrucât eu vreau să-mi testez frecvent capacitatea acestui apex locator de citire. Pentru că știți foarte clar că o dezechilibrare a acestor citiri vă poate crea mari probleme, întrucât în endodonție parametrul cel mai important este de departe lungimea de lucru. Deci vă trebuie un apex locator stabil pe care să știți că vă puteți baza atunci când aveți nevoie. În regulă, am văzut ce se află în interiorul cutiei, acum haideți să vedem cum putem utiliza acest micromotor. Capul micromotorului împreună cu piesa noastră. Conexiunea este foarte simplă, luați capul și îl instalați aici. Ceea ce este însă deosebit de interesant și este un mare plus pentru ergonomia, faptul că acest cap este rotant. Puteți să-l poziționați cum anume doriți pentru o ergonomie de lucru cât mai bună cu putință. Pentru a putea porni micromotorul, trebuie să țineți apăsat lung pe butonul on-off, îl găsiți în partea de sus, acesta negru. Pornim micromotorul, avem logo-ul producătorului și apoi vedeți că avem programul M1. M2, M3, M4 și tot așa până la M10. Acestea sunt programe ce pot fi editate exclusiv de către utilizator și vom vedea în curând care anume sunt parametrii cu care vă puteți juca. Vreau să se rețineți că mai există un program și anume M0, acesta fiind programul în care dispozitivul poate fi utilizat exclusiv sau doar ca apex locator. Însă pentru moment vreau să vă arăt cum apăsând pe butonul S îndelungat veți ajunge în librăria de instrumente a acestui aparat. Și veți vedea cum producătorul a introdus foarte multe variante sau secvențe de sisteme. Selectând sistemul pe care doriți, și de exemplu acum eu o să selectez un instrument, de exemplu Neonity, apăs din nou pe S și atunci programul meu, M2, nu mai este M2, ci a devenit Neonity. Pentru că eu am setat ca la nivelul programului 2 să am un instrument preferat. Vă spuneam că aceste programe, M1, M2, M3, M4 și așa mai departe, pot fi modificate conform doleanțelor fiecărui practician în parte. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați scurt pe butonul S și iată prima setare care poate fi modificată. Modul de utilizare a instrumentului. Puteți folosi instrumente atât în rotație continuă, în sensul acelor de ceasornic, selectând setarea forward, le puteți utiliza în mișcare reverse, adică în sens invers a celor de ceasornic, în mișcare reciprocantă, puteți selecta adaptive torque control, care este o mișcare foarte interesantă care permite instrumentului să se învârtă în sensul a celor de ceasornic până la un moment dat și apoi să treacă într-o mișcare reciprocantă. Iar dacă veți continua să apăsați pe săgeata dreaptă, ajungeți din nou la modul forward. Practic, apăsând pe săgeată, selectați modul de operare pe care doriți. Haideți să setăm mișcarea reciprocantă, pentru că vreau să vă arăt un lucru foarte interesant. Acest micromotor este printre primele care vă permite programarea tuturor parametrilor de care aveți nevoie.
Puteți seta viteza cu care vreți ca instrumentul să se miște în mișcare reciprocantă. Un lucru cu adevărat revoluționar, care până nu de mult era aproape imposibil. Haideți să setăm o viteză de rotație, de exemplu, de 400 de rotații pe minut. Și apoi trebuie să ne preocupăm cu setarea unghiurilor de mișcare reciprocantă. Și acest micromotor din nou vine să schimbe complet fața endodonției prin a vă permite să folosiți instrumente care până acum le utilizați în mișcare de rotație continuă și care astăzi pot fi folosite în mișcare reciprocantă. Pentru a le putea utiliza astfel, va trebui să setați unghiurile mișcării reciprocante. Și veți lucra la forward angle, pentru că știți cu toții, nu? Instrumentele care se folosesc în mișcare de rotație continuă, taie în momentul când se învârt în sensul acilor de ceasornic. Iar atunci noi vom selecta un unghi reciprocant într-o primă fază în sensul acilor de ceasornic, opus a ceea ce se întâmplă atunci când folosiți instrumente reciproc sau wave one. Avem o mișcare în sensul acilor de ceasornic de 180 de grade, să zic, și apoi trebuie să definim mișcarea în sensul invers a celor de ceasornic. Adică, instrumentul într-o primă fază se învârte și angajează dentină sau taie dentină, iar în momentul în care mișcarea intră în reverse, degajează acea dentină ancorată și astfel reduce stresul la torsiune pe care instrumentul îl înmagazinează. În momentul când setați acești parametri, vreau să rețineți foarte clar că suma unghiurilor pe care vreți să o definiți trebuie întotdeauna să fie minim 120. Altfel spus, nu puteți seta un unghi de mișcare reciprocantă în sensul de ceasornic de 70 de grade și mișcarea în sens invers să fie 30. Va trebui cel puțin să fie 60 pentru a ajunge la un nivel de 130 de grade în total. Odată ce v-ați definit acești parametri, mergem în continuare și vedem că următorul lucru care poate fi stabilit este dacă vreți ca micromotorul să pornească automat în momentul în care introduceți în canal sau nu. Sigur că da, pentru a putea utiliza această funcție va trebui să aveți o oarecare experiență, pentru că altfel riscați să vă temeți sau să vă speriați în momentul în care introduceți micromotorul în canal și el pornește automat. Funcția poate fi pornită sau oprită. De asemenea, putem alege ce anume vreți să se întâmple în contextul în care instrumentul ajunge în porțiunea apicală. Dacă folosiți dispozitivul cu funcția Apex Locator simultan, atunci în momentul în care el va citi Apex, acest instrument poate fie să se oprească, fie să încetinească, fie să intre în mișcare reverse, adică să vă scoată din interiorul canalului radicular, fie puteți să scoateți în întregime această funcție și în momentul în care atingeți Apex să primiți avertizarea sonoră cum că ați ajuns în porțiunea apicală, însă micromotorul nu va efectua nici un fel de mișcare. Odată stabilit acest parametru, personal sunt un mare fan al mișcării slowdown. Îmi place ca instrumentul să încetinească pe măsură ce eu mă apropiu de porțiunea apicală, însă desigur fiecare dintre noi avem o preferință proprie în ceea ce privește setarea acestei variante. Ulterior ajungem la punctul de referință. Punctul de referință este definit ca punctul pe care dispozitivul în momentul în care citește Apex vi-l va emite. Altfel spus, noi aici putem să lucrăm, așa cum vedeți pe o scară vizuală, de la punctul AP, care în teorie reprezintă foramenul apical, și ulterior mergem la 1, 2 și așa mai departe. În momentul în care atingeți punctul pe care îl veți defini, definirea se face prin mișcarea acelui pătrățel pe această coloană. În momentul în care veți atinge acel punct, sau în momentul în care Apex Locatorul va citi acel punct, el va declanșa mișcarea pe care ați stabilit-o anterior. Cum vă spuneam, puteți stabili între mișcare de slowdown, adică instrumentul să încetinească când atingeți punctul de referință, puteți să alegeți o mișcare de stop, instrumentul să se oprească când atingeți punctul de referință, o mișcare reverse, adică instrumentul să acționeze în sens invers în momentul în care atingeți punctul de referință, sau să nu facă absolut niciun fel de mișcare diferită în momentul în care atingeți punctul de referință, ci să continue să rotească conform a ceea ce ați stabilit. Odată ce ați hotărât care anume vreți să fie punctul de referință, și personal v-aș recomanda să
respectați sugestiile producătorului. Vedeți că pe această scară valorică, dacă vă uitați, veți găsi în dreptul punctului sau modul unde clipește acum o mică săgeată. Acela este punctul pe care ei vi-l definesc ca fiind important de stabilit, pentru că Apex tocătorul citește într-un mod continuu, este adevărat, însă pot exista mici diferențe de citire, iar în endodontie discutăm despre milimetri. O depășire cu un instrument care să aibă o conicitate impresionantă, cum ar fi de exemplu 8% sau 6% pentru 2 mm, poate reprezenta o modificare exponențială a configurației apicale. Și atunci ei vă recomandă că acest punct de referință despre care discutăm și care practic va declanșa mișcarea sau acțiunea apicală, așa cum este definită pe micromotor, să fie situată la aproximativ 2 unități de măsură digitale, conform acestui dispozitiv, față de ceea ce producătorul definește ca foramen apical. Observați că există 2 spații până în zona unde acest instrument, în teorie, vă definește poziția foramenului apical. Tot ce rămâne de făcut este să pornim micromotorul și veți observa că în momentul în care îl porniți, vă sunt arătate pe display setările pe care le-ați stabilit. Pentru a putea utiliza acest micromotor, este foarte important să înțelegeți cum anume poate fi inserat un instrument. Față de o turbină sau de o piesă COT, unde apăsați pe butonul Push Button pentru a putea introduce freza respectivă, aici instrumentul nu se inseră prin aplicare de presiune pe buton. Instrumentul se apropie de capul micromotorului, îl veți insera în orificiul destinat și îl veți roti ușor. În acest moment el va intra pe șanțul destinat și veți auzi un mic clic. Puteți folosi instrumentul fără probleme și pensa, care se acționează prin apăsarea butonului Push Button, este folosită doar pentru a se îndepărta instrumentul din micromotor. Utilizarea pensei, adică apăsarea pe acest Push Button și pentru inserțiile instrumentului, vor duce în timp la slăbirea acestuia și veți avea poate nefericita surpriză să vedeți cum după un an sau doi nu veți mai fi în stare să aveți un instrument care să fie stabil pe poziție în micromotor. Ca să putem regla setările acestui micromotor, trebuie să folosim o combinație de 2 butoane. Ținem apăsat pe butonul S și pe butonul pornit oprit și iată cum intrați în meniul Settings. În meniul Settings vă este exprimată versiunea acestui soft, care sigur că în timp va putea fi adaptată, după care putem să selectăm împreună care este timpul la care micromotorul nostru să se stingă odată ce a devenit inactiv, astfel încât să puteți economisi baterie. Vă recomand ca intervalul să fie destul de scurt, 3 minute, pentru că oricum, în momentul când veți lucra cu micromotorul, veți lucra probabil constant, rulând instrument după instrument, și atunci la 3 minute mi se pare un interval de timp decent. O altă setare foarte importantă este mâna de lucru. Display-ul acum este configurat pentru a fi folosit de către un operator ce lucrează cu mâna dreapta, dar la fel de bine putem selecta și mâna stângă și atunci vedeți cum display-ul se schimbă și este ușor de citit de către cei care sunt stângaci dintre dumneavoastră. O să lăsăm momentan pentru mâna dreaptă, pentru că eu sunt dreptaci. Okay? După care, mergând, găsim și care este primul program care ați vrea să pornească, atunci, care este primul program care ați vrea să apară atunci când porniți micromotorul, care este ultimul, desigur, le puteți seta, dacă trebuie să calibrați sau nu micromotorul, dacă vreți să verificați calibrarea acestuia și dacă vreți să reveniți la setările inițiale din fabrică. Pentru a putea folosi acest dispozitiv ca Apex locator sau pentru a putea folosi funcția duală, va trebui mai întâi să conectăm lip clipul. În spate aveți orificiul de încărcare a dispozitivului, care este același cu orificiul de inserare a cablului pentru lip clip și file clip. Este acest port. Aveți aici cablul și ne întoarcem în felul acesta. Sigur că da, micromotorul dumneavoastră wireless în momentul ăsta tocmai a căpătat un cablu, lucru care va scădea din ergonomie. Aveți cele 2 cabluri aici și așa cum vă spuneam, la unul dintre aceste cabluri veți conecta file clipul și la altul lip clipul. Puteți să le conectați pe amândouă. Faptul că ați conectat un file clip la nivelul acestui cablu negru nu înseamnă că nu veți putea utiliza funcția duală. Dacă nu vreți să folosiți micromotorul ca apex locator de sine stătător, pur și simplu nu utilizați file clipul.
și atunci micromotorul nu va intra în modul de apex locator. Pentru a încărca acest micromotor, aveți două variante. Cu cablul de încărcare, același tip de USB precum cel al apex locatorului, intrați în același loc în care introduceți apex locatorul. În momentul în care conectați cablul, display-ul vă va arăta faptul că micromotorul se încarcă. Desigur, aceasta nu este singura variantă de încărcare, așa cum vă spuneam. Puteți să optați pentru a-l încărca folosind baza. Baza prezintă același tip de intrare precum micromotorul, ca urmare veți introduce același cablu la acest nivel. Un mic LED verde se va aprinde, indicându-vă că în momentul de față avem conexiune și aparatul este gata pentru a fi încărcat, doar că pentru a-l încărca este necesar să îl introduceți în poziția sa. Introducându-l, aveți indicatorul și vă semnalizează încărcarea lui. Așa cum sunt sigur că v-ați dat seama până în acest moment, acest dispozitiv pentru a utiliza funcția de apex locator nu necesită niciun fel de furcă, așa cum sunt alte micromotoare din această categorie. Însă, capul fiind făcut evident din metal, poate acționa ca un conductor. Și aici devine utilă această protecție din silicon. În momentul în care dorim să lucrăm, de exemplu într-o zonă posterioară, capul în miniatură este de mare folos, cu siguranță, dar dacă vom atinge, de exemplu, dinții vecini, pentru că poate avem de-a face cu o izolare de grup, unde ați izolat mai mulți dinți, atunci ar putea să aveți niște citiri nu tocmai corecte. Pentru a evita aceste neplăceri, această protecție din silicon se poate trece peste capul micromotorului și astfel orice contact accidental cu dinți învecinați nu va crea niciun fel de citire eronată. Haideți să vorbim mai mult despre funcția Adaptive Torque Control, astfel încât să fiu sigur că ați înțeles cu toții la ce anume se referă. În momentul când ați stabilit această funcție, vedeți că lângă va apar niște mișcări de unghiuri reciprocante. Însă pornind micromotorul, veți vedea că el execută o mișcare de rotație continuă. Și atunci ce se întâmplă? Aș vrea să înțelegeți lucrurile în felul următor. Selectând funcția Adaptive Torque Control, ATC, aveți posibilitatea de a seta viteza de rotație, care puteți să o stabiliți cum anume considerați potrivit în funcție de instrumentul pe care ați decis să-l utilizați, iar apoi va trebui să setați o limită a torcului. Această limită poate să fie împinsă până la maximum de 3, cât vă permite acest micromotor. Selectând, de exemplu, o limită a torcului de 1,8, apoi trebuie să stabiliți niște unghiuri de mișcare reciprocantă, în sensul acelui de ceasornic și în sens invers. Stabilim dacă dorim ca micromotorul să pornească în momentul în care întrucem în canal sau nu, așa cum am zis. Stabilim dacă dorim ca micromotorul să se oprească în momentul când îl scoatem din canal sau nu. Stabilim care este mișcarea care dorim să o facă în momentul când ajungem în zona apicală, așa cum am discutat. Și nu în ultimul rând, stabilim și punctul de referință. Ei bine, selectând această valoare a torcului, instrumentul se va roti în rotație continuă în sensul acelui de ceasornic cu 450 de rotații pe minut până în momentul în care valoarea torcului pe care ați stabilit-o urmează să fie atinsă. De la acel moment, când valoarea a fost atinsă, el va schimba mișcarea de rotație continuă într-o mișcare reciprocantă spre a reduce stresul torsional aplicat asupra instrumentului folosind unghiurile pe care le-ați stabilit, astfel evitându-se supra-solicitarea. O informație vehiculată tot mai mult în ultima perioadă vis-a-vis de acest dispozitiv este cu privire la incapacitatea lui de a reproduce într-un mod exact mișcarea reciproc sau Wave 1. Din nefericire, există destul de mult adevăr în această afirmație, pentru că așa cum puteți să observați, unghiurile diferă destul de mult în ceea ce poate realiza acest dispozitiv comparativ cu un micromotor al firmei Dentsply sau al firmei VDV. Noi putem seta împreună programul reciproc sau după caz putem selecta programul Wave 1 și avem unghiuri prestabilite de rotație, însă cu toate acestea, mișcarea, așa cum este ea redată, pare a fi complet diferită. Pentru că îmi doresc o transparență totală în momentul în care discutăm despre un produs, vreau să înțelegem clar care sunt limitele acestui micromotor, astfel încât să nu ne încurcăm în ele. În ce măsură această
nereușită a acestui dispozitiv în a realiza o mișcare identică cu cea pe care o pot realiza alte micromotoare, vă va afecta sau nu clinic, este încă un subiect în discuție. Dar vreau să rețineți că mișcarea Wave 1 și Reciproc realizată de eConnectS nu este mișcarea Wave 1 și Reciproc realizată de micromotoare dedicate cu sistem reciprocant închis. Piesa este foarte bine balansată. Lucrând în ultima lună cu ea, nu am simțit niciun fel de deranj sau nici moment nu am simțit o tendință de balansare. De asemenea, vorbim despre un micromotor care nu este deloc greu. Mai exact, avem un micromotor cu o greutate 171 de grame. Vă pot spune sincer că nu veți întâmpina niciun fel de dificultate în contextul în care veți lucra poate 2 sau 3 sau chiar 4 tratamente endodontice consecutiv. Fatigabilitatea manuală practic nu va exista. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul acestui review. A sosit momentul să tragem concluziile. Este eConnectS un micromotor care se merită cumpărat sau nu? Pe scurt, răspunsul meu este da. Sunt o serie de motive care vă vor face să iubiți acest micromotor, dar desigur sunt și câteva neajunsuri. Ați văzut împreună cu mine că mișcarea Reciproc sau Wave 1 nu este întocmai cea care ar trebui. Cu toate astea, vă rog să țineți cont că există și o diferență în ceea ce privește investiția pe care o veți face într-un astfel de micromotor. Acest dispozitiv costă puțin sub 1000 de euro și discutăm despre un produs care vă oferă atât avantajele unui Apex locator, cât și al unui micromotor. Cumpărând un produs similar de la o firmă diferită, cea producătoare a unor instrumente Reciproc sau Wave 1, veți descoperi că prețul doar pentru micromotor este cu mult, mult mai mare. Deci iată un avantaj important, cel financiar. Apoi, discutăm despre modul în care puteți utiliza. Pe parcursul ultimei luni am folosit instrumente HyFlex EDM, instrumente HyFlex EM, instrumente Race, care sunt destinate utilizării mișcare de rotație continuă în mișcare reciprocantă cu unghiuri reciprocante în sensul acelor de ceasornic și invers. Vă pot spune că am fost surprins plăcut să constat că pot face aceleași tratamente în același mod calitativ, dar mult mai rapid, pentru că, într-adevăr, mișcarea reciprocantă este o mișcare mult mai bună din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere al mentenanței anatomiei inițiale sau de a reduce stresul la torsiune, comparativ cu mișcarea de rotație continuă. De asemenea, pentru cei care doresc să fie mai precauți, faptul că aveți această mișcare ATR inclusă în programele editabile din micromotor este grozav. Teama de a fractura un instrument va fi mult, mult mai redusă. Ergonomia a fost una grozavă. Deși am schimbat micromotorul și am alternat lucrând cu micromotorul meu obișnuit, dar și cu cel eConnectS, nu am avut nicio problemă. Asistenta s-a adaptat perfect la lucru cu acest dispozitiv și nu a existat niciun fel de întârziere în efectuarea manoperelor. Vă pot spune despre funcția duală că, din păcate, nu este grozavă. Personal, am renunțat să o folosesc după a doua zi. Erorile de citire în momentul în care folosiți micromotorul cu Apex locatorul în același timp sunt destul de mari. Indiferent de situație, fie vorba de un tratament sau retratament, ori de câte ori am avut soluție de irigare sau secreție sau chiar sânge în interiorul canalului radiculare, am avut citiri false. Având funcția activată slow down în momentul în care atingeam punctul Apex și micromotorul citind punctul Apex într-un mod complet rănat, frecvent mi se oprea instrumentul în canal, la momente dintre care mai nepotrivite. Așadar, am renunțat la a utiliza. Însă, am continuat să utilizez funcția de Apex locator complet separat, utilizând, desigur, file clipul. Folosind Apex locatorul separat, am observat că el funcționează cât se poate de bine. L-am comparat, desigur, cu alte Apex locatoare pe care le țin în cabinet și cu care lucrez de ani bun de zile și în care mă încred și diferențele au fost insesizabile. Este foarte, foarte bun Apex locatorul. Însă rețineți, vă recomand sincer să le folosiți separat. Folosiți micromotorul cu funcția de micromotor și când îl utilizați ca Apex locator, acesta să fie utilizat strict ca Apex locator. Nu sunt adeptul funcției duale. În ceea ce privește bateria, sunt numai vești bune. Am lucrat cu el timp de o săptămână, în fiecare zi, realizând zilnic cel puțin 5 tratamente endodontice, iar la finalul acestei perioade aglomerate vă pot spune că am avut în continuare o liniuță la baterie din cele 3.
nu veți întâmpina probleme cu bateria, cel puțin în prima perioadă de utilizare. E nevoie să vedem cum se comportă, desigur, și după un an sau după doi. Dar cel puțin, inițial, totul o să fie grozav și îl veți încărca probabil o dată pe săptămână. Dacă vreți să obțineți o super ofertă pentru acest micromotor, vă invit să dați un click pe linkul aflat în descriere și puteți să vă bucurați de eConnect S începând chiar de mâine. Îți mulțumim că te-ai uitat la noi. Sper că acest review a fost util și dacă ți-a plăcut clipul, butonul de like este lângă cel de subscribe și de asemenea și un share ne-ar fi de folos. Până data viitoare, faceți în continuare endodontie cu pasiune!